Fabian! Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorușe de crab. Diego, încetează! Ce e? Muștule, încetează! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Diego, încetează! Ce e? Diego, încetează! Ce e? Dai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorușe de crab! Hei, încetează! Nu ne atinge lucrurile! Fantomă, încetează! Ben, încetează! Luc, încetează! Dai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorușe de crab! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Marș! Încetează! Încetează! Nu încetează! Ce e? Ben, încetează! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Oh, vei plăti pentru asta, Ginger! Oh, vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Oh, vei plăti pentru asta! Voi cădea în capcană? Ce idee grozavă! Peștul și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoz. Cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Ah, nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Bună, sunt Nifty. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătuiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Școala iepurașilor e în pericol! Ai terminat? Arată ca o căpșină uriașă! Doi părinți, Amy și fiica lor de 11 ani, sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fiica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă. Zoro! Hai, ridică-te! Întoarceți fără oul de aur. Fugiți și ajutați-l pe fratele vostru. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Borș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Dorul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Demonul de la radio este la ușă! Trecere grozavă de care am auzit și e unul dintre cântecele mele preferate. 1, 2, 3! A fost ieri, dar pe invitații scria că e azi. Ce-a fost asta? Te-am prins, cimpanzeu obraznic. Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Oh, l-au prins pe Zoro! Slavă cerului! Ah, asta-i nașpa! Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zoro. Oh, și a luptat singur cu Diego,
trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure, dar de data asta ai obligat-o și pe Eli să meargă cu tine.